în anul 2015 10.000 de interceptări telefonice. De asemenea, am asistat la o serie de scurgeri de informații, convorbiri telefonice în cazuri de rezonanță socială înaltă și nici până acum nu știm de unde s-au scurs acele informații. Au fost efectuate aceste interceptări de organele statului și au avut loc scurgerile. Sau avem un sistem sau două sau trei sisteme paralele de interceptare. În mod normal, de fiecare dată când Guvernul Republicii Moldova implementează sau propune o lege, face referință la anumite directive europene sau la legislația sau la armonizarea legislației Republicii Moldova cu cea europeană în contextul acordului de asociere. Totodată, din practică, am observat că de multe ori se distorsionează acele înțelegeri despre ce prezintă directivele europene, ori ele sunt niște cadre foarte generale și lasă la discreția țărilor sau fiecarei țări să adopte o anumită legislație într-un fel sau altul. Acest proiect de lege vine, are ca sarcină prevenirea și combaterea criminalității informatice, inclusiv și a răspândirii pornografiei infantile pe teritoriul Republicii Moldova. Nici într-un caz acest proiect de lege nu vine pentru a deschide așa numită cutie Pandorei pentru a încălca drepturile și libertățile persoanei. Considerăm că este necesară autorizarea judecătorului de instrucție în toate cazurile, deoarece pot fi comise anumite abuzuri, într-o oarecare măsură, odată ce este percheziționat un laptop, un computer, de la o persoană fizică, el deja este conectat la o rețea foarte mare. Și furnizorul de acele servicii poate fi ulterior el percheziționat. Vorbim de baze de date foarte mari, ce poate fi extinsă la zeci de mii, sute de mii de persoane. Nu sunt prevăzute, cel puțin în proiectul pe care noi îl cunoaștem, nu sunt prevăzute careva termene limite pentru ridicarea obiectelor, ce conțin date informații pentru examinare. Unele acțiuni pot fi realizate fără autorizația judecătorului de instrucție. Nu sunt prevăzute garanții de respectare a dreptului la viață privată și a libertății de exprimare. Jurnaliști de investigație încearcă să scoată la suprafață anumite cazuri de corupție cu implicarea multor oameni din eșaloanele de vârf ale puterii. Respectiv, nu vor mai ști unde să depoziteze, unde să păstreze toată această informație. Pentru că în cazul în care calculatorul tău poate fi percheziționat, în felul ăsta nu poți asigura anonimatul surselor la care, de unde ai obții informația. Sunt foarte multe lucruri care eventual ar putea afecta activitatea jurnaliștilor.